În inimile în care este pacea, este și împărăția lui Dumnezeu, le-a spus Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, credincioșilor care au participat astăzi la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Rohia. Ierarhul și obștea așezământului monahal au adus rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu cu prilejul împlinirii a 28 de ani de la hirotonia starețului Rohiei, pe atunci arhimandritul Iustin Hodea, în demnitatea de arhiereu. Evenimentul s-a petrecut în data de 17 aprilie 1994, în cea de-a cincea duminică a postului Sfintelor Paști. Preasfințitul Părinte Iustin a fost hirotonit de un sobor de ierarhi sub protia mitropolitului Antonie Plămădeală. Am revenit amintindu-ne de momentul, de evenimentul care a avut loc în viața acestei sfinte mănăstiri în urmă cu 28 de ani, în duminica a cincea din postul cel mare, în 1994, când în al preasfințitul Iustinian ne-a chemat la slujire, pentru că despre slujire este vorba în pericopa evanghelică din această duminică. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu a venit ca să îi se slujească, ci ca El să slujească. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu, arhiereu, preot sau diacon, este chemat la slujire. O slujire necondiționată, asumată, jertfelnică și pe parcursul întregii vieți. Așa am înțeles și noi atunci când am fost chemați la această înaltă treaptă și sfântă și dumnezeiască treaptă arhieriei și mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Domnului, care atunci avea o casă. Bisericuța mănăstirii în 94 era modestă, era biserica copilăriei și a uceniciei noastre în care am intrat și în care ne-am rugat. Și apoi biserica aceea sau casa Maicii Domnului din dealul Viei a devenit palat. Palat împărătesc, pentru că Maica Domnului este împărăteasa cerului și a pământului, și am zidit aici, pe această stâncă, un palat împărătesc, drept semn de recunoștință și de mulțumire pentru toate darurile revărsate asupra credincioșilor care cercetează mănăstirea, a minunilor care s-au făcut aici și asupra noastră, a slujitorilor, monahi și clerici care iubim acest loc sfânt și care ne-a dăruit din sfințenia Lui și nouă, ca să ducem mai departe sfințenia în viața noastră și să o răspândim în lumea bisericii și în slujirea noastră de fiecare zi. Preasfințitul Părinte Iustin a continuat cu ordonarea vieții monahale de la Mănăstirea Rohia și din slujirea de arhiereu vicar al eparhiei. Așezământul, aflat în Țara Lăpușului, este astăzi reprezentativ atât pentru Episcopia Maramureșului și Sătmarului, cât și pentru Ortodoxia Românească. În semn de prețuire, părintele stareț Macarie Motogna i-a oferit ierarhului o icoană cu Maica Domnului. În urmă cu 28 de ani, în această duminică, pentru Mănăstirea Rohia, pentru Episcopia Maramureșului și Sătmarului, de ce nu pentru Biserica Ortodoxă Română, s-a scris cu litere de aur istorie. Pentru că atunci, în urmă cu 28 de ani, în această duminică, deși ca data a fost 17 aprilie, starețul mănăstirii de atunci, arhimandritul Iustin Hodea, a fost ridicat la treapta de arhiereu. Și cred că a fost prima hirotonie într-o arhiereu, într-o mănăstire, după anii 90. De aceea, Duhul de rugăciune și de binecuvântare a venit cu asupra de măsură de atunci încoace și mai mult, pentru că până atunci un alt stareț al mănăstirii, vremnicul de pomenire, arhiepiscop Justinian, a fost ridicat la treapta de arhiereu. Și iată, Duhul de rugăciune și de binecuvântare a fost îndoit pentru această mănăstire, peste acest ținut și peste întreaga eparhie. Și lucrarea duhovnicească, dar și administrativă, se vede în tot ceea ce s-a făcut de atunci încoace și în tot ceea ce se lucrează. Atât la momentul chinonicului, cât și la sfârșitul Sfintei Liturghii, credincioșii au ascultat pricezne specifice postului Sfintelor Paști. Și dacă-ți vine...